am chemat Dumnezeu seceta peste țară. A chemat seceta peste munți. A chemat seceta peste greu, peste munți, peste îndelem, peste tot ce aduce pământul. A chemat seceta peste oameni, peste vite și peste tot lucrul mâinilor voastre. Asta se cheamă providență meticuloasă. Dumnezeu se bagă peste tot în viața ta. Prin secolul XIX a existat o doctrină numită deism. Deism, avem teism, doctrina, credința în existența lui Dumnezeu și deism. De nu acceptă existența lui Dumnezeu, dar spune că Dumnezeu, după ce a creat toate lucrurile, s-a retras undeva. Și ne lasă pe noi să ne facem viața cum credem noi. Nu există. Dumnezeu zice, eu am chemat. Și Dumnezeu nu are niciun fel de problemă că o să ne punem noi întrebare și o să filozofăm. Dar cum un Dumnezeu bun ar putea să cheme secetă peste țară? Cum un Dumnezeu bun ar putea să ducă dezastru în tot lucrul mâinilor noastre? Cum? Nu spune Dumnezeu niciun fel de problemă. Nu vedeți pe Dumnezeu preocupat și speriat de faptul că noi o să punem întrebări din astea existențiale. Nu are niciun fel de problemă Dumnezeu, da? Cu lucrul acesta. Credința meticuloasă a lui Dumnezeu. De ce e important? De ce este important această doctrină? De ce e important să vedem intervenția lui Dumnezeu minu minuțioasă în toate aspectele vieții noastre? Și de ce? Asta va aduce frica de Dumnezeu în inimile noastre. Asta ne va ajuta să conștientizăm în timpul zilei când pricep doctrina asta și o să în sufletul tău și o îmbrățișezi, să vezi în timpul zilei intervenția lui Dumnezeu. Pas la pas intervenția lui Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu, peste tot. Asta te va ajuta să trăiești cu Dumnezeu. Știind că Dumnezeu este alături de noi la fiecare pas. Asta te va ajuta să te ferești de păcat. Pentru că Dumnezeu nu a plecat nicăieri, nu s-a retras nicăieri Dumnezeu. Dumnezeu este acolo și Dumnezeu poate și va interveni. Poate și va interveni.